Sa Majesté. Președintele Confederației Elvețiene, Iniațiu Cassis, a fost oaspetele Majestății sale, Margareta, custodele coroanei. După discuția privată purtată în Salonul Alb, înaltul oaspete a fost invitat în Sala Regilor pentru a semna în Cartea de Aur a Palatului Elisabeta, deschisă în anul 1937. La finalul vizitei, președintele Elveției a plantat un copac lalea în grădina palatului.